avea un vizitator în toiul nopții. Dacă aș fi o inimă, unde aș fi? Nora părea să creadă că inima asta e ceva foarte important. Ar fi trebuit să o întreb cum arată. Știu eu, poate că Johnny o ține aici. Ar putea să fie asta inima lui? Era împachetată ca și cum era specială. Dar cum ar putea așa ceva să facă pe cineva om? Sunt atâtea lucruri pe care nu o să le înțeleg niciodată. Dar poate că Nora poate să-mi explice. Am să mă duc să-i arăt asta imediat. Ai crezut că elefantul ăla e inima lui? Te rog, spune-mi, de ce râs de mine? Pentru că e amuzant, de-aia. Dar ce e așa de amuzant? Nu și tu, tu de ce râzi? Pentru că ai furat un elefant, Pinocchio. Inima se găsește într-un trup de om. Aceea pompează sângele. Mă tem că ai făcut o greșeală prostească. Nu sunt decât un mare ratat. Da, măcar sunt amuzant. O, Doamne! Știi, în asemenea momente sunt aproape fericit că ești păpușă. Dar nu o să mai fiu mult timp. Nu o să dau greș când o să mă întorc. O să vezi. Nu, nu, trebuie să fii nebun. Bravo ție, du-te și ia inima. Te rog, nu, Pinocchio, nu! Haide, du-te! Vrei să spui că te vei înjosi atât de mult încât să devii om? Să fii sigur! Și tu nu o să mă oprești! Chiar o să o fac! Ce se întâmplă? Ai ceva ce... Eu vreau! Nu, te rog, nu lăsa să-mi ia inima! O să-ți pară rău! Johnny! Mama, tată, a venit să-mi ia inima! Lasă-l în pace! Nasul meu! Stai! Chiamă-l pe tatăl tău! Ne scapă! Dă-mi drumul! În regulă, vino încoace, păpușă! Știu cum să mă port cu cei ca tine! Liniștește-te, mama e aici! Nu o să las să-ți facă rău! Oprește-te, tată! N-am vrut să fac asta, Pinocchio se juca și vreau să-l iert. Să-l ierți? Ce vrei să spui? O să mă urâți. Sigur că nu. Spune doar ce ai pe suflet. Nu sunt destul de deștept ca să devin doctor și nu sunt destul de puternic să devin coșar. Toată lumea pare să creadă că sunt un prost. Și știu doar că eram derutat și mă gândeam că nu mai vreau să trăiesc. Dar noi te iubim, Johnny. Vrei să-mi spui că ești atât de slab? Tocmai ai recunoscut că n-ai niciun plan de viitor. Nimic nu m-ar face mai fericit decât ca tu să preiei afacerile familiei. Dar dacă nu vrei să devii coșar, te rog să-mi spui. Și eu am greșit, așteptând ca tu să devii doctor. Credeam că singura cale prin care vei deveni un om de vază va fi dacă vei merge la școală, dar a fost incorrect din partea mea. Acum știu că pentru ca tu să fii fericit, trebuie să-ți găsești propriul drum în viață. Dar nu voi avea un fiu bun de nimic. Cât despre tine, te rog să mă ierți. Ai avut dreptate până la urmă, păpușă mică. Acum, vă rog să mă credeți amândoi, știam că asta se va întâmpla. Dar este stăm adevăratele sentimente. Uite, Johnny, vei crește mare în curând și înainte să-ți dai seama te vei muta și vei avea propria ta familie. Când îți vei croi drum prin lume, ai grijă să fii cel mai bun în orice vei alege. Nu poți face altceva decât să reușești. Băiatul meu, uite-te acolo o clipă. Odată, cu mult, mult timp în urmă, în toată zona asta din fața ta nu erau decât copaci și tufișuri. Și apoi au venit câțiva oameni cu puține puteri, ceva mai mult spirit și hotărâre și au construit orașul pe care îl vezi. Nu am gândit niciodată la asta, ce realizare! Și mai devreme sau mai târziu, fiecare coș din sat are nevoie de o curățare bună! Da, asta a crezut și bunicul meu.
Și omul acela a fost un coșar foarte bun. Era un muncitor neostenit, un om mândru, dar umil. L-am iubit foarte mult. A fost o inspirație pentru tatăl meu, așa cum tata a fost pentru mine. Și acum am călcat pe urmele lor și voi continua să-mi fac treaba pentru a păstra orașul în siguranță și călduros. Ce e destul de bun pentru tine, destul de bun și pentru mine. Voi deveni coșar și eu! Johnny și familia lui sunt fericiți din nou. Și acum vreau să devin un băiat adevărat mai mult ca niciodată. Dar uite-te la mine, sunt tot de unde am plecat. Unii oameni au atâta noroc și eu n-am niciodată. Pinocchio? Hă? Ce te tulbură? Am dat greș din nou la a fi om. Ești încă invidios pe Johnny? Exact. Mă tem că voi rămâne întotdeauna o păpușă idiotă. Trebuie să fii deschis la înțelepciunea vieții și asta se dobândește doar prin experiență. Dacă ai greșit, doar tu ești vinovat. Ai fost egoist. Oh, ține-mi predici altă dată! Încetează. Nu trebuie să furi niciodată de la alții și e de neiertat și doar să te gândești să iei viața altcuiva. Dar dacă refuzi să înțelegi, te pot transforma bucuroasă înapoi în stejar. Bine, bine, o să fiu cu minte. Poți să lași bagheta jos. Dacă vei face întotdeauna numai bine și nu le vei face rău altora niciodată, vei deveni om. Îți promit. Am încredere că atât tu cât și Johnny veți crește și veți deveni bărbați de valoare. Și acum rămâi cu bine, Pinocchio. Pinocchio? Ei, tu! Nu mi-ai adus decât necazuri, știi? Îmi pare rău că te-am ascultat. Băiatul ăsta e mult mai deștept decât credeam. Dar poate că mai merită o încercare. N-am o altă idee. Vrei să o auzi? Nu, am auzit destule idei de ale tale. N-o să renunț așa ușor. E timpul să mă duc acasă. La revedere. Dar nu vrei să mergi cu mine la circ? Urmează-mă. Am să-ți povestesc totul despre el. Nu știu chiar așa de prost, da? Ei, așteaptă! Stai așa, Nora! Așteaptă! Crezi că putem să intrăm? Și sunt și Clop? Oh, l-am de la capăt!